Vasile, să-i întăriți pe... că nu mai este mult de... trebuie să-l fiți pregătiți. Dacă postiți și nu-l supărați pe Dumnezeu cu păcatele, puteți să mergeți în părinții părtășarăți. Dar să nu-l supărați pe Dumnezeu. Da. Să trăiți în unire, bărbat cu femeie, nu ochii după altcineva. Nu, nu, te-ai căsătorit, ai jurat că vei fi cu ea până la moarte. Nu ai voie și nici să nu-l supărați voi. Mergeți așa cum să spun eu. Ai jurat, te gândești ce ai jurat acolo. Ca și noi călugării. Noi cu noi călugării ăștia de jurul lui Hristos. Da, nu e... Să se împărtășească des, deci. Da, dacă poți. Deci vor veni vremuri grele, ziceți. Da, zice oameni că te-l mai capetul, zice, bucur că tu e bătrână și mai trezi. Vrem de vreme. Da. Vor veni vremuri grele, într-adevăr. Să fiți pregătiți, nu eu. Că mor mâine, la Dumnezeu mă duc. Că trăiesc... Cu Dumnezeu. Că mor, de ce să-mi pare rău că mă duc lângă Hristos? Mai aproape, îl văd. Acum nu mă-l simt, dar atunci îl văd. Nu, toate facă-se voia ta, Doamne. Eu sunt o țărână cu noi. Dar ce? Tu, Doamne, Tu ești... Eu îl iubesc și eu... În toate să se facă voia lui Dumnezeu. Da, Părinte, așa se vezi, Doamne. Nu eu ce vreau eu, eu vreau așa, nu ce vreau eu, ce vrea Dumnezeu. Și cum cunoști voia lui Dumnezeu, Maică? Cum o știi, cum o simți? O simți, normal, că dacă tu nu cum azi tu, te lași voia lui Dumnezeu, nu tu. Te lași pe tine. Te lași, Doamne, facă-ți voia ta, tu știi ce vine acolo, facă-ți. Te lași pe tine. Nu ce vreau eu, ce vrea Dumnezeu cu mine. Ce să mai facă creștinii ăștia, că sunt toți creștini buni și vor să mântuiască, măicuță, ca să se mântuiască. Milostenie, să nu dați cu cărcerie. Milostenia intră până la poarta raiului, la Domnul și vorbește pentru voi, milostenia. Dar posturile, miercuri, vinerile și lunile. Și lunea. Deci cine vrea să postească lunea, mare faptă face, nu? Da, Arhanghelul Mihail ia sufletul, îl trece până... Prin vămi, dacă postește. Da. Deci post lunea, miercurea, vinerea? Da, plus toate posturile de peste an. Cum să aibă și ei răbdare, măicuță, că în oraș e cam greu cu răbdarea, măicuță? De la rugăciune. Eu spun toatele prin rugăciunile. Și zice, Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Iartă-mi toate păcatele mele și mă miluiești la orice și la Mântuitorul. Doamne Iisuse Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cele mai citare, iartă-mi toate păcatele. Nu e ușoară mântuirea, se face cu osteneală. Cu osteneală. Să nu-L supărați pe Dumnezeu cu păcatele. Totdeauna, orice faci, ori îi place lui Dumnezeu ce fac eu? Te gândești. Te gândești, orice faci, ori îi place lui Dumnezeu ce fac eu? Ori nu-L supăr pe Dumnezeu cu păcatele. Care sunt virtuțile care trebuie să le aibă oamenii ăștia ca să... simte că merg pe calea mântuirii, să nu piardă mântuirea. Da, ce virtuți să aibă? Ce virtuți? Mai, da, zice că tu trebuie din ceea ce faci, trebuie să știi, ori mă duc pe calea mântuirii. Prin orice faci. Ori îi place, dacă îi faci să-i placă lui Dumnezeu, e sigur de mântuire. Cine iubește pe Dumnezeu, nu poate să greșească. Nu. Dacă ai frică de Dumnezeu, normal că îl iubești, nu poți să-l superi. Eu tot în drum. Dar știți cu ce îl mai supără unele, Doamne, cu vorba multă, taca, 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 asta, cum să scape de asta? Că unele, știți, mai se termină slujba și pe aia, uite, ce mai făcut aia, ce mai... Biserica, Apostolul Pavel spune, femeia n-are voie să vorbească. În biserică spune, femeia n-are voie să vorbească. Da. Spune Apostolul. Apostolul Pavel, femeia n-are voie să vorbească în biserică, n-aveți voie. De ce tu mergi la biserică? Să te uiți după... De ce mergi? Mergi să te folosești. N-avem voie, nici călugări, nu mă murmur, deci rugăciune neîncetată, post, rugăciune, dragoste de aproapele. Dar cum se face că se mai ceartă unii cu alții? N-ai voie. Hai, dacă te ceri, să gândești oare îi place lui Dumnezeu mai de mine, ce fac eu?
Să urăști pe plasă de ziua. Ce facem cu gândurile? Acolo e nenorocire, când gânduri îți vine tot felul de... Păi dacă tot timpul te rogi, eu n-am vreme. Dacă te rogi... Da, dar uite, și în timpul rugăciunii, zice Doamna, în timpul rugăciunii vin gândurile. Părinte Cleopa zice, dă-le afară, nu le primi. Părinte Cleopa așa spun, nu le primi, dă-le afară, nu ai voie. Nu lași gândurile. Nu las gândurile. Da. Și Doamne Iisuse, ce zi, dar zi rugăciune. Doamne Iisuse, repede, Doamne Iisuse. Eu și Maica Domnului, tot ce pot. Deci să împlinim ce am învățat. Normal, nu cititorii, nici ascultătorii legii, împlinitorii legii. Să împlinești. Ce e mai scump să împlinești și ce mai greu să împlinești? Ce mi-a spus părintele acolo. Mă zice cineva, eu mă smintesc eu pe mine, cum să te mintești că e un pământ? Când o ieși în scurtul de el, nu poți stai lângă el. Îngroasă. Ce e un pământ, măi, un pământ, nu e altceva. Dacă tu îl socotești, o să nu te mai smintești în viac, nici de un bărbat, nici de o femeie. Pământ? Păi pământ. Ce să te, de cine să te mintești? De pământ? De un pământ. Așa e, măi, ce? Măi, dar ce? Deci, vai de mine, măi, cu ce? Ce ești, mă? Ce ești tu? Ce ai făcut tu ce rău? Ai făcut tu ce rău și, mă, uite ce rău.